Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, membru în Comisia de Sănătate a Parlamentului European, s-a întâlnit astăzi cu liderii PNL Maramureș, într-o vizită ce a avut loc în județul nostru. Acesta a afirmat că împreună cu biroul politic județean al PNL Maramureș va stabili strategia privind campania pentru europarlamentare și referendum. Facem toate eforturile și ne vom mobiliza cât de mult putem, prin toate felurile în care ne permite legislația, să convingem pe români să participe, să există un prag de prezență de peste 30%. Pentru că dacă acest lucru se întâmplă, e previzibil faptul că cei mai mulți dintre cei care vor participa, se vor prezenta, vor valida faptul că nu e nevoie de ordonanță de urgență și nu e nevoie de amnistie și grațiere în România pe probleme de corupție. Este rolul nostru și efortul nostru de a face ca, spre deosebire de alte referendumuri, acesta să fie validat prin prezență. După care, sigur, trebuie voință politică ca lucrurile să se și întâmple. Liberalul Cristian Bușoi a menționat că prezența la vot este cea mai importantă, iar după aceea și voința politică de a schimba lucrurile. Eurodeputatul crede că PSD va încerca să descurajeze participarea la referendum printr-o posibilă organizare defectuoasă. În ciuda unor declarații așa acum foarte cu minți, Partidul Social Democrat să boicoteze acest referendum. Și evident că o măsură de a face ca acest referendum să nu întrunească cel puțin vorumul de participare, va fi acest gen de șiretlic sau acest gen de organizare, să fie două separate, ba chiar pe la etaje separate prin școli. Pe de altă parte, eurodeputatul Cristian Bușoi a afirmat că astăzi acestuia din urmă i s-a refuzat accesul în Spitalul de Boli Infecțioase Baia Mare de către conducerea politică a județului. Pentru a nu provoca un scandal public și a pune în lumină proastă Maramureșul, europarlamentarul nu a insistat și s-a întâlnit doar cu Viorica Cherecheș, parlamentar PNL și medic în această unitate spitalicească. A fost o discuție și o intenție de a merge în mod oficial, pentru că sunt membru al Comisiei de Sănătate. Să vizităm oficial, să discutăm, să vedem cum pot fi îmbunătățite lucrurile la unul dintre spitale. Am înțeles că au fost niște sensibilități și că nu a fost așa o mare deschidere, nu în spital, ci la nivelul conducerii superioare, ca să folosesc un termen propriu celor care conduc, din păcate, acum județul. N-am vrut să creăm un scandal sau o discuție foarte aprinsă pe această temă. Am decis să nu insistăm cu vizita oficială. Deși, în calitatea mea de membru al Comisiei de Sănătate al Parlamentului European, fost președinte al Casei de Sănătate, aș fi putut și aș avea dreptul să merg și să cer în orice spital întâlniri și discuții, a declarat Cristian Bușoi în cadrul conferinței de presă.